California este sub ruine, așa poate fi descrisă priveliștea rămasă în urma incendiilor puternice de vegetație, care au distrus sute de hectare de pădure, dar și care au ucis cel puțin 15 oameni. Localnicii au revenit astăzi în zonă pentru a vedea ce le-a mai rămas din locuințe. Imaginea pe care au putut-o vedea este de-a dreptul dezolantă. Case, culturi agricole și sute de hectare au fost pârjolite în ultimile 48 de ore de incendiile puternice ce au lovit statul California. Întorși acasă, oamenii și-au pus mâinile în cap când au văzut ce a rămas în urma dezastrului. What we experienced was horrifying on Sunday night. We were awoken to a red glow coming out of the north and had just minutes to actually get out of the house, wake our kids up, we called our neighbors. Woke her up and it was just a mad dash. It was chaos. Acum bărbatul privea neputincios la podgoria sa de vițe de vie care a fost mistuită de flăcări. Amazingly tragic event, but we were all able to get out. And we're back here today for the first time to just see what was left if anything and really it's as you can see devastation, there's nothing left. So în situația lui Todd sunt și alți mii de locuitori ai Californiei care s-au reîntors după ce flăcările au fost stinse. On Sunday night, I was in my living room when I started this in my bedroom when I started to see fire coming over this wall facing Highway 12 and a shed caught on fire and the backyard was on fire. I tried to grab my cat and stick her into a cat carrier. And I dragged her out into the garage and she slipped out of the carrier and I just had to get out of the house because the house was catching on fire. Potrivit datelor oficiale, 15 oameni și-au pierdut viața, iar alții 180 au fost dați dispăruți în urma acestor incendii de vegetație ce s-au năpustit asupra Californiei. Peste 25.000 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor, iar autoritățile cred că focul ar fi fost pus intenționat.